FSM Constanța s-a impus în meciul decisiv cu FCC Basket UAV Arad și a cucerit titlul național pentru prima dată în istoria clubului și a orașului Constanța. Pot spune că nu a fost ușor, am avut meciuri grele cu Aradul, dar mă bucur din tot sufletul că am reușit să câștigăm. În viitorul apropiat voi mai juca încă un an la Constanța. Abia aștept să văd cum va fi și sezonul următor și sper că ne vom îndeplini aceleași obiective. Le mulțumim din tot sufletul că au fost alături de noi, i-am simțit alături de noi pe teren și pentru ei am câștigat meciurile acestea. Sunt fericit în primul rând pentru fete, pentru că meritau acest titlu. Au avut un an foarte greu, extrem de mare presiunea pe ele și sunt foarte fericit că au reușit la Arad să facă un meci bun. Recunosc că mi-a fost frică de acest meci, știam ce sală au, un lot bun și știam că o să ne pună problemă. Din fericire am reușit să facem un meci tactic foarte bun și cred că de-aia am și câștigat ușor. Nu e chiar ușor, dar publicul este parte din echipa noastră, este parte din inima noastră. În meciurile grele pe care le-am avut anul acesta ne-au susținut. Titlul acesta este și al lor. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să aducem și campionatul la Constanța. În acest sezon am reușit să câștigăm toate trofeele puse în joc, Cupa Federației, Cupa României și Liga Națională de Baschet Feminin. Mă bucur foarte mult pentru fetele noastre, pentru staff și cel mai mult mă bucur pentru fanii constanțeni, pentru suporteri, pentru Constanța, pentru că Constanța merită să fie în top. Este un moment istoric, într-adevăr. După ce câștigaseră primele două meciuri jucate la Constanța, basketbalistele de la CSM Constanța au învins în deplasare scor 71-56 și cu scorul general de 3-0. CSM Constanța încheie după 7 ani supremația celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe și devine cea de-a 13-a campioană din istoria basketului feminin românesc.